Bună ziua, dragii mei! Suntem din nou la o nouă întâlnire cu întâlnirea cu Aurora, pe care o vedem de fiecare dată, marțea, de la 6 la 7. Aveți, ca de obicei, telefonul telespectatorului pe burtieră. Dacă nu doriți să intrați cu noi în direct, puteți foarte bine să ne contactați pe telefonic, să ne lăsați eventual niște SMS-uri sau puteți foarte bine să interveniți așa cum ați mai făcut-o, de fapt, și nu odată, prin mesajele care ni le lăsați pe Facebook. Astăzi am gândit să facem o emisiune despre tehnicile de convingere și mecanismele de apărare. La ce se referă, practic? Am constatat și nu odată că multă lume se plânge de faptul că, în ciuda dorinței lor de a spune nu, se trezesc în fața situații că acceptă lucruri pe care înainte nu ar fi dorit să le accepte sau că fac lucruri care nu ar fi dorit să le fac. De ce se întâmplă acest lucru? Tehnicile de fapt de care vorbim, sugerează anumite reguli care obțin rezultatele scontate. Ele respectând anumite informații pe care noi le obținem cu ajutorul psihologiei și a unor tehnici care sunt împrumutate eventual din programarea neurolingvistică. Prin respectarea acestor tehnici și reguli, oamenii pot fi determinați să cadă de acord asupra unor lucruri pe care, de fapt, nu doreau să le accepte sub o formă sau alta. Care sunt aceste tehnici? În primul rând o să le enumăr, după care o să vorbim pentru fiecare în parte cu un exemplu sau două ca să puteți să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. 1. Consecvența. 2. Reciprocitate. 3. Recunoașterea socială. 4. Asocierea. 5. Condiționarea. De obicei, asocierea și condiționarea merg de cele mai multe ori împreună. Pot fi doar asociere, poate fi vorba doar de condiționare sau de asociere și condiționare. 6. Simpatie. 7. Autoritate. 8. Lipsa sau ultima ofertă. 9. Justificarea. Și 10. Acceptarea informată. Hai să o luăm din aproape în aproape. 1. Este consecvența. Oamenilor, în general, le place să fie considerați oameni consecvenți. Foarte multe persoane pe care le cunosc aleg să joace rolul celui care își ține cuvântul. În general, o să observați că nimănui nu-i place, nu-i convine să fie considerat un om fără cuvânt. Și atunci, cei care știu toate aceste lucruri se folosesc de ele. Dacă oamenilor le place să fie consecvenți la nivel interior, doresc să pară doar consecvenți pe plan exterior. Asta înseamnă că dacă, de exemplu, vine cineva și dorește să îți vândă un frigider, să spunem, da? În momentul în care, să spun că tu ai deschis ușa, cel care vrea să facă vânzarea te întreabă dacă îți plac frigiderele, tu dacă faci greșeala să spui că da, îți plac, următoarea întrebare va fi dacă dorești să ți-l arate. De cele mai multe ori am constatat că exact cum se întâmplă în cazul vânzătorilor, să zicem, de frigidere, se întâmplă și în viața de toate zilele când cineva îți întinde capcana unei întrebări aparent nevinovate, după care în momentul în care tu ai dat răspunsul afirmativ, automat urmează ceva ca să-ți prezinte un lucru, să îți spună cine știe ce despre ceva care îl interesează și să te aducă cumva în poziția să accepți ceea ce îți oferă. Ca să fie și mai clar, de exemplu, te întâlnești cu un prieten, prietenul acela te întreabă dacă ai auzit de eu știu ce bancă, că se fac împrumuturi, că nu știu ce, tu îi spui de bună credință da și el automat scoate formularele și îți spune știi, uite,
hai să facem cu tare lucru, că uite, putem să facem mai știu ce și lucruri din astea care dintr-o dată par să fie foarte bune pentru tine. În felul acesta am văzut oameni convinși să împrumute bani, să semneze ca garant pentru o persoană care nu era neapărat foarte demnă de încredere. Deci în momentul în care cineva te obligă cumva să pari un om consecvent și tu dorești să păstrezi acest rol, automat vei cădea în capcană. Este foarte simplu de ieșit din acest cerc vicios doar prin faptul să vă aduceți aminte că puteți spune nu. Deci puteți spune da, am auzit de cutare lucru, dar nu mă interesează să intru în niciun fel de combinație. Da, îmi plac frigiderele, dar nu doresc să cumpăr niciun frigider. Mai departe, am putut observa că angajamentele mici de obicei cumva pregătesc angajamentele mai mari. Oricine încearcă să, de exemplu, să facă un anumit lucru mărunt, imediat după aceea s-ar putea, dacă socotește că ești mai slab de înger, să facă următorul pas pentru a te angaja în lucruri mai mari. M-a preocupat, de exemplu, modul în care se fac tabelele acelea pentru tehnicile de detecție a minciunii. E foarte interesant că una dintre întrebările prin care se verifică ceea ce spune persoana respectivă, dacă este adevărat sau nu, sau modul ei de percepere a adevărului, este, de exemplu, dacă ați mințit vreodată. Este greu de crezut că cineva nu a mințit vreodată, măcar atunci când era mititel și a mințit părinții sau mai știu ce, profesorul de la școală sau cine știe ce, cu o minciună că a încercat să iasă dintr-o situație neplăcută. Deci acea întrebare, care pare extrem de inofensivă, de fapt verifică dacă suntem întru totul corecți față de adevărul pe care îl spunem. Acum, interesant este că am văzut într-un studiu făcut pe câteva persoane pe mai multe persoane din țări care nu sunt România, și acolo m-a frapat că una dintre întrebările de control era dacă ați furat vreodată. Sinceră să fiu, eu personal n-am furat niciodată și nici măcar nu cunosc pe cineva care să fi furat mic, mare sau mai știu cum. Am auzit, e adevărat, dar față în față nu cunosc pe nimeni. Deci probabil că și aceste întrebări capcană diferă de la rasă la rasă, de la țară la țară, de la comunitate la comunitate și așa mai departe. Acum, spuneam că există tot așa de bine reciprocitatea. Reciprocitatea se referă la actul de a oferi ceva cuiva cu gândul ca el să îți răspundă în același fel. Aveți grijă atunci când cineva vă face mici cadouri, că probabil și foarte probabil el se așteaptă ca mai târziu să-i faci un anumit serviciu. Lucrul ăsta l-am constatat foarte des, de exemplu, la cei care pleacă înainte de, când sunt atunci alegerile, dacă ați observat, se pleacă imediat, nu e vorba de furat, de voturi sau mai știu eu ce, dar ați văzut că încearcă cei care vin să te convingă, încearcă să fie foarte drăguți cu tine, să-ți dea cadou o sticlă de suc sau un pix gratis ca tu să devii mai binevoitor față de el. Același lucru l-am văzut foarte des apărând și în relațiile dintre oameni. Cineva vine, îți face mici servicii, se oferă să te ducă până la
piață să te ajute să cari bagajele. Eu știu, se mai oferă tot așa, cu tot felul de servicii din astea care nu sunt neapărat semnificative, după care, mai devreme sau mai târziu, îți spune că ar avea și el nevoie de ceva. Normal că în acel moment, pentru că tu te simți cumva obligat față de această persoană care ți-a tot făcut tot felul de servicii mai mici sau mai mari, te simți obligat să îl ajuți. Și s-ar putea ca în momentul acela să nu te simți chiar confortabil cu ceea ce cere acea persoană. Ei, oricât ar părea de de necivilizat acest lucru, e mai bine să învățați să spuneți nu. Deci dacă vă convine, spuneți da, dacă nu, însă spuneți nu, chiar dacă omul respectiv v-a pus în această situație. Mai există o altă tehnică de convingere care se bazează pe recunoașterea publică. Ați văzut că nu odată apare această afirmație, toată lumea face așa. Dacă toată lumea face, înseamnă că e bine. Nu. Am să vă rog să vă gândiți de 7 ori înainte, pentru că dacă toată lumea se aruncă într-un puț, nu înseamnă că aruncat un puț este un lucru foarte bun. Am văzut acest toată lumea face așa, în special la liceeni. Probabil că ați constatat, dacă aveți prieteni sau copii sau, mă rog, cunoașteți copiii de liceu, se fac niște grupuri și grupurile acelea încep să preseze, să streseze pe ceilalți copii, colegilor, care nu simt nevoia să se conformeze grupului. Din nefericire, la această vârstă, exemplul de grup nu e deloc nemaipomenit, pentru că de obicei îndeamnă la lucruri care nu sunt foarte bune, să se bea până când cad sub masă, să fumeze, să facă sex aiurea și să cine știe ce să se mai întâmple. Iar dacă se întâmplă ca cineva din afara grupului să nu facă toate lucrurile acestea, se intervine prin stresare, prin violență verbală sau uneori chiar fizică, ca și cei care nu doresc să se alăture grupului să facă același lucru, pentru că toată lumea face așa. Este un lucru care trebuie să dispară complet din discuția voastră, din modul vostru de a gândi, pentru că nu poți fi liber dacă faci ceva doar pentru că toată lumea face așa. Cursurile pe care noi le facem, pentru că le putem considera niște cursuri, au drept scop să vă elibereze. Niciun om nu poate fi om pe de-a întregul și nu poate trăi viața pe care o are dacă nu are curajul să trăiască viața pe care o vrea el. Dacă nu are curajul să fie liber, să-și spună părerea liber și să poată să facă și să spună exact ce își dorește cu adevărat. Așa face toată lumea, este ultimul lucru pe care trebuie să-l gândiți. Asocierea este o altă tehnică de manipulare până la urmă, iar ea, prin ea se urmărește să se asocieze sentimente favorabile în general cu un obiectiv anume. Dacă ați observat, atunci când apar, de exemplu, politicienii, sunt învățați de stafful lor să ia în brațe un copil. De ce? Pentru că copiii aduc rezerve mari de simpatie și, ținând în brațe copilul în diferite locuri, în diferite adunări, se creează falsa impresie că acel om este foarte sensibil față de copii și cine este sensibil față de copil, normal că trebuie să fie un om cum se cade. Am mai văzut o chestie, un mod de a asocia niște sunete cu, de exemplu, la jocurile de noroc se asocia sunetul de cădere a monezilor cu
derularea jocului. Și discutând cu persoanele respective care jucau, îmi spuneau că acel sunet îi determină în pofida tuturor precauțiilor pe care în mod normal le ai ca om să joace mai departe. Deci acel sunet efectiv îi făcea, îi convingea să joace că la un moment dat s-ar putea să câștige. 5 este condiționarea și asocierea. Condiționarea, spuneam, că poate fi în cazul, de exemplu, unui card de credit cu care ai avut o experiență neplăcută, să zic că ți s-a furat, cine știe ce s-a întâmplat, l-ai pierdut sau pur și simplu te-ai trezit că ți l-a golit cineva sau l-ai folosit pe internet și au fost rezultatele mai mult decât dezastruoase, începi să îți faci un fel de pavăză, de protecție împotriva acestor cumpărături prin card. Dar tot așa de bine, dacă ți se spune, nu poți să obții acest lucru decât dacă îl comanzi pe internet, e foarte interesant că oamenii reacționează invers decât ai aștepta. O carte care ți se spune că nu o poți comanda decât pe internet devine brusc interesantă. La emisiuni, de exemplu, la emisiunile de TV, interesant este că sunt, de exemplu, prezentate, nu numai la TV, la orice fel de emisiune, la, poate chiar la un film, în momentul în care îți sunt prezentate niște fotografii de mai multe ori, s-a constatat că în modul uitor oamenii încep să-i placă pe acei oameni pe care i-au tot văzut în poze. Cred că pe același principiu se bazează și faptul că anumite persoane care tot apar pe la televiziune și care n-au nicio valoare, practic, din punct de vedere omenesc, ajung să aibă sectorul lor de piață și să fie foarte bine văzut și chiar să devină exemple pentru cine știe ce categorie de oameni, doar pentru că apar la televizor. Gândiți-vă că sunt tot felul de personaje care, dacă stai să vorbești mai atent cu ele, nu știu să lege două vorbe. Sunt personaje care cred că printr-un limbaj, cine știe cum, vulgar poate, sau poate punând în fața celor care stau la televizor niște lucruri pe care noi le întâlnim toată ziua în viață, au senzația că devin mai atractivi, devin mai interesanți pentru cei care stau dincolo de televizoare. Din păcate, am constatat și nu odată că există și persoane care cad în capcana unor asemenea tehnici. Șase, spuneam că este simpatia. Interesant este că cu cât vă identificați mai mult și vă simțiți mai confortabil cu o persoană, cu atât vă place mai mult de acea persoană și automat începeți să vă conformați cererilor sale. Aici este un semn de exclamare care ar trebui să vă pună pe gânduri. De ce? Pentru că, să spunem de exemplu, că avem de-a face cu un lider de opinie sau cu un conducător de grup. Acea persoană nouă ne este foarte simpatică, mai mult decât atât, o respectăm, o iubim. Și dacă, la un moment dat, ea vine și ne prezintă un lucru care nu e foarte corect, din păcate, noi asociem simpatia pe care o avem față de persoana respectivă cu acel lucru care ea ni-l impune la un moment dat. Ca să fiu și îl acceptăm. Asta este cel mai trist. Ca să fiu și mai explicită. La un moment dat, un conducător de școală filozofică, de școală spirituală, a cerut cursanților lui să mai facă o dată cursurile și să le mai plătească o dată. Ce se întâmplă? În momentul în care ai plătit un lucru, este bun plătit. Deci nu cred că cineva, în momentul în care îi se cere să plătească de două ori același lucru, s-o cotește că este ok.
Aici a fost efectiv o greșeală de management, pentru că acel conducător putea să spună foarte bine: uitați, au apărut lucruri noi, putem să facem perfecționare, putem să facem alte cursuri care să vină în completarea primelor cursuri și dacă erau prezentate în acest fel, nu era nicio problemă. Dar, în situația dată, deci conducătorul cursului a cerut să se mai facă încă o dată cursurile, aceleași cursuri și să mai plătească o dată. Ei, aici s-au împărțit oamenii care veniseră la cursuri în două. O parte s-au supărat și pe undeva pe bună dreptate, pentru că li se cerea să plătească același lucru de două ori. În schimb, au apărut și alții care au început să spună că e foarte normal să plătești de două ori același lucru. Pentru că așa se face și în cazul avocaților, și în cazul profesorilor, și în cazul nu mai știu cui. Aici este vorba, de fapt, de modul în care noi percepem adevărul. Corect față de noi și față de ceilalți era să spunem așa: da, nu este frumos și nici bine să plătim un lucru de două ori, dar noi avem niște interese care converg cu interesele celui care conduce cursul. Și atunci, eu știu care este adevărul, dar accept să plătesc încă o dată cursul pentru că vreau să fiu prinsă în sistem în continuare. Care este diferența între această abordare a subiectului și cealaltă, în care găsesc cu ajutorul minții tot felul de justificări pentru a face un lucru care nu este corect să pară corect? Dacă eu accept adevărul și spun da, ăsta este adevărul, dar voi face de acum încolo exact ce cred de cuvință și voi urma această cale pentru că este în interesul meu imediat, atunci echilibrul nu se strică. Pe când atunci când apelați la minte ca să vă dea justificări pentru un lucru care în interiorul vostru știți foarte bine că nu este corect, atunci intrați în dezechilibru și vă veți mira mai târziu că lucrurile o iau razna și că nu le mai puteți controla. Ce se întâmplă mai departe? Există anumite semnale care ne arată cum putem, de exemplu, să intrăm în grațiile persoanei din fața noastră. Acum, aici, aceste lucruri pe care eu vi le arăt sunt de obicei predate la școlile de, hai să spunem, care promovează într-un fel sau altul manipularea, pentru și la, în special la tehnicile de vânzare. De exemplu, una dintre aceste tehnici este potrivirea. Înseamnă adaptarea stilului de a vorbi sau de a te manifesta la gesturile și la vorba persoanei pe care tu dorești să o aburești, așa, în termeni pe care îi întâlnim peste tot la colț de stradă. În momentul în care, deci, această tehnică pleacă practic de la un lucru real. În momentul în care, vă rog chiar să observați, în momentul în care există un grup, dacă cineva simpatizează o altă persoană din grup, fără să fie conștientă de acest lucru, va copia vorbele sau gesturile acelei persoane. Ei, acum la cursurile care se fac, în special la tehnicile de vânzare, normal că se vinde tocmai această potrivire. Deci îi se vinde tehnica ca să poată să sensibilizeze persoana cu care este. Ei, cei care au făcut tehnici de vânzare merg mai departe, le aplică și în viața de toate zilele și atunci când vor să obțină un da de la o persoană care inițial ar fi dorit să spună nu, fac exact acest lucru. Copiază gesturile și vorbele persoanei pe care vor să o sensibilizeze. Un alt mod de a îl obliga cumva pe celălalt să facă un lucru sau altul, am constatat că se referă la schimbările de tonalitate. Dacă ați observat într-o ceartă, nu câștigă cel care are dreptate, ci cel care
este mai calm, mai liniștit, mai așezat. Deci, lucrurile se desfășoară cu totul altfel decât credem noi în general. Acum, este timpul, după cum știți, să luăm o mică pauză, după care vom continua cu tehnicile, nu mai sunt decât câteva, și apoi cu mecanismele pe care le folosește organismul nostru și mintea noastră și sufletul nostru ca să se apere. Și ce fac ele în contextul realității de zi cu zi. Am revenit în direct și mergem mai departe la câteva tehnici care creează într-adevăr și ridică niște semne puternice de întrebare. Spuneam că una dintre tehnice se numește autoritate. Este foarte interesant faptul că atunci când omul obișnuit stă față în față cu cineva care are autoritate, reacționează de foarte multe ori exact pe dos de cât își dorește. În acest sens, în 1960, profesorul Stanley Milgram a efectuat un studiu foarte important, un experiment care a pus pe gânduri aproape întreaga omenire. În ce a constat acest experiment? Erau așezate un fel de cuști așa din sticlă în care niște voluntari jucau rolul unor persoane care erau care primeau șocuri electrice de la cei care erau aduși pentru testare. Iar cel care conducea acest experiment spunea celor care veniseră pentru testare să mărească sau să micșoreze tensiunea care o trimiteau spre cel care era în cușcă. Era foarte ciudat faptul că atunci când autoritatea, deci cel care comanda, spunea celor care stăteau în fața pupitrelor să apese pe buton, aceștia, în ciuda faptului că voluntarul de acolo din cușcă mima suferința, putea poate chiar cădea la pământ, făcea tot felul de grimase înfiorătoare care atrăgeau atenția asupra unei suferințe clare, cei care erau în fața pupitrelor apăsau în continuare butoanele, deși se albeau la față, începeau să plângă sau cine știe ce stări din acestea înfiorătoare erau declanșate. În momentul în care au fost întrebați de ce au continuat să îi chinuie pe cei din cuștile de sticlă, ei spuneau foarte senin, bine, dar așa ni s-a spus să facem. Era atât de puternică vocea autorității încât ajunseseră să facă lucruri pe care ei le reprobau. Puterea autorității a suprimat efectiv conflictele psihologice ale persoanelor respective. Și atunci, într-adevăr, era important să se vadă exact ce se întâmplă în asemenea caze. Bineînțeles că prima reacție din partea oamenilor, mai ales a oamenilor de știință, a fost foarte dură. Au spus că a fost poate o întâmplare, că lucrurile nu pot să meargă de fiecare dată în același fel și s-au inițiat alte experimente pe diferite rase, pe sex împărțite, pe cultură, limbă, naționalitate, educație, etc. Și de cele mai multe ori, asta era într-adevăr foarte ciudat, de cele mai multe ori, majoritatea celor supuși unor asemenea teste reacționau în același fel. Tot un experiment legat de autoritate, de modul în care oamenii percep autoritatea, a fost și cel inițiat de Robert Cialdini. Cercetătorii s-au prezentat drept medici și au telefonat la 22 de spitale, iar asistenta
care răspundea la telefon era îndemnată să administreze o anumită cantitate dintr-un medicament care nu exista în listele de medicamente ale spitalului și care, dacă era luată cutia pe care, în care se prezenta medicamentul, se vedea foarte clar că depășea cu mult doza acceptabilă. Ce a fost șocant a fost faptul că doar 3% din asistentele care erau pregătite, deci nu se punea problema că erau niște persoane neinstruite, erau pregătite, erau conștiincioase, doar 3% din ele s-au oprit înainte de a fi oprite efectiv de cercetători să nu facă rău. Deci faptul că cel care se prezenta, deși ele nici măcar nu-l cunoșteau pe doctorul acela, doar faptul că era un doctor și că el prescria un anume medicament, pentru ele era deja mai important decât ceea ce știau ele și ceea ce le-ar fi dictat intuiția sau conștiința. Un alt mod de a îl face pe om să cumpere ceva sau să facă ceva este, eu am denumit această tehnică lipsă, dar se referă de obicei la acel mod de a prezenta un lucru. Este ultimul pe care îl avem. Dacă nu-l luați tocmai acum, sau stocul e limitat, sau oferta se încheie azi. Este foarte ciudat că funcționează nu numai în vânzări, dar funcționează și în viața de toate zilele. Dacă ți se prezintă că nu-l poți întâlni pe domnul, pe doamna respectivă decât astăzi, te faci luntră și punte și te duci neapărat să te întâlnești cu persoana respectivă. Deși poate că tu n-ai avea chef să o faci. Tot așa de importantă este ceva care chiar m-a amuzat. Sunt tot aici, le-aș putea asimila, deși nu e vorba de ultima ofertă, ci mai repede de modul în care reacționează oamenii la anumiți stimuli care țin efectiv de impulsurile naturale. M-a amuzat și nu odată că de obicei bărbații cumpără cu mai multă ușurință autoturismele care sunt prezentate de tinere drăguțe. Ce este cu adevărat nostim este faptul că subiecții întrebați despre acest aspect au negat cu vehemență că au fost influențați de prezența acelor tinere. Dar totuși, cercetările arată că mașinile prezentate cu ajutorul tinerelor atrăgătoare se vând mult mai bine decât cele fără acest ajutor. Mai există justificarea. Justificarea ce înseamnă? Înseamnă ți se dă cumva o justificare pentru ceva care să faci. De exemplu, ai alergat toată ziua, ești foarte obosit și ți se prezintă o spumă de baie care ar fi un foarte bine meritat premiu după o zi de alergătură. Și atunci, chiar dacă nu dorești să iei acel spumant de baie, îl iei pentru că ți se spune că este premiu pentru tine. Mai există încă o metodă pe care am numit-o acceptarea informată. În momentul în care se prezintă în fața ta cineva și începe să-ți spună că uite câte lucruri cunoaște despre lucrul ăla, că uite câte informări a făcut el, că uite nu știu ce, oamenii mai slabi de îngeri sunt tentați să spună: dacă omul ăsta care știe atât de bine și pare atât de bine informat ni-l recomandă, înseamnă că trebuie neapărat ca noi să facem. Când am întâlnit lucrul ăsta și unde? Vin de peste tot, chiar la noi în țară și nu odată, vin tot felul de persoane care spun: uite, am nu știu câte sute de diplome, am făcut nu știu câte sute de cursuri, știu foarte bine toate lucrurile care se întâmplă, citesc pe internet, citesc nu știu unde, veniți la mine ca să facem nu știu ce curs de nu știu ce. N-are importanță. Ei, și pentru că par foarte informați și foarte documentați, își găsesc întotdeauna
cei discipolii sau cursanții de care au nevoie. Ce mi s-a părut foarte caragios la un moment dat a fost faptul că am întrebat pe cineva care fusese la un curs din acesta și care costase 300 de euro pentru două zile, am întrebat exact ce au făcut acolo. Răspunsul a fost șocant. Am stat în energie. Credeți-mă că nici până în momentul ăsta nu știu ce înseamnă să stai în energie și să plătești 300 de euro pentru statul ăsta în energie. Ok, astea au fost tehnicile de convingere. Hai să vedem ce face mintea noastră, organismul nostru, ca să încerce să se apere. Mecanismele de apărare servesc atât propriului interes, cât și interesului omenirii în general. Negarea, de exemplu, este unul dintre aceste mecanisme de apărare. O să vi le trec în revistă pe toate, ca să vedem despre câte putem vorbi și dacă nu, mai rămâne eventual măcar să știți despre ce este vorba. Deci, unul e negarea, doi e folosirea fanteziei, trei proiecția sau întoarcerea spre interior, patru evitarea asocierilor care produc anxietate, 5. Proiecția, 6. Regresia, 7. Reprimarea și 8. Sublimare. Negarea este doar un mecanism de negare. Puteți, datorită acestui mecanism, să refuzați să recunoașteți niște lucruri absolut evidente. Cel mai des, oamenii nu recunosc că sunt de vină pentru ceva care se întâmplă, pentru ceva care au făcut sau au gândit și preferă să proiecteze vina lor asupra altora. Tot în lumina acestor tehnice de negare, puteți accepta, de exemplu, un compliment care știți că e nesincer, dar el face foarte bine ego-ului vostru și sinelui personal și sinelui fals și preferați să-l acceptați și chiar să îl utilizați mai departe doar pentru faptul că vă face bine la orgoliu. Folosirea fanteziei, a doua. Am constatat că sunt oameni care preferă să se retragă măcar o perioadă din viața reală și să-și creeze o lume imaginară. Din trecutul meu de astrolog, am văzut că mai des cei care erau născuți în pești sau cei care aveau ascendent în pește apelează mai des la asemenea tehnici de protejare. Deci ei neagă evidențele, neagă lumea reală și își construiesc o lume imaginară care să îi păzească de suferință, practic. Trei, spuneam că este vorba de proiecția spre interior sau de întoarcerea spre interior. Este un fel de apărare împotriva dezamăgirilor, a deziluziilor, a nesiguranței în general și atunci vina a tuturor lucrurilor neplăcute care se întâmplă se direcționează asupra sinelui. 4. Este evitarea de asocieri care produc anxietate. Țineți minte că vă povesteam de acei bărbați care au fost intervievați și care au susținut sus și tare că ei nu au avut n-au fost influențați de prezența tinerelor atunci când era vorba de cumpărat mașini. Pur și simplu încercau să evite asocierile care s-ar fi făcut și care erau cert, în mod cert negative pentru ei și cumva poate se și rușinau de acest lucru, că pentru ei a însemnat tânăra respectivă mai mult decât trebuia ca să fie capul limpede. Proiecția. Spuneam că plasează intenția, atitudinea sau vina sau responsabilitatea asupra altora. Aici exemplul pe care vi-l dau este destul de dur. Foarte rar am auzit ca cei care sunt violatori, de exemplu, să accepte că vina a fost a lor.
De obicei, spun că victima a cerut-o. Este foarte ciudat faptul că acest lucru se extinde și asupra altor categorii de oameni. De exemplu, la un moment dat, noi aveam un prieten care era avocat și care a fost chemat la un moment dat pentru că în Statele Unite, pentru că două tinere românce fuseseră violate acolo, în anumite condiții. Și spre surprinderea lui și spre surprinderea noastră, judecătorii au dat câștig de cauză acelor băieți pentru că fetele au cerut-o. Au cerut-o în sensul că erau îmbrăcate așa cum sunt fetele la noi în țară, numai că acolo, în zona în care merseseră, un asemenea aspect însemna o femeie care vrea să atragă bărbații cu tot din adinsul, o femeie care este ușoară, și atunci aspectul lor exterior a justificat actul acelor băieți. Deci, este bine să vă aduceți aminte de fiecare dată când mergeți undeva, într-o altă țară, într-o altă regiune, unde nu cunoașteți obiceiurile, să vă informați, ca să nu vă treziți în situații stresante, în situații care vă pot crea pe urmă mari disconforturi sau care pot să creeze situații foarte dure pentru care să trebuiască mai târziu să faceți terapie. Regresia înseamnă întoarcerea la un stadiu anterior de dezvoltare în care vă simțiți în siguranță. Aud și destul de des la cabinet: da, dar altă dată aveam bani cu duium. Da, dar altă dată toată lumea mă iubea. Da, dar altă dată se purta foarte frumos cu mine. Ca să puteți să scăpați de toate aceste balasturi care vin din trecut, este suficient să vă aduceți aminte că este necesar să trăiți numai în prezent. Degeaba era altă dată bine dacă acum acele condiții s-au schimbat și ceea ce se întâmplă se întâmplă în cu totul alte condiții și deci va trebui să vă revizuiți și comportamentul și sistemul de gândire. Reprimarea este acea metodă care cenzurează sau ascunde amintiri, asocieri și reglaje ale conștientului. Iar sublimarea înseamnă redirecționarea mecanismelor instinctuale fundamentale și folosirea comportamentului acceptabil pentru a satisface unele impulsuri fundamentale printr-o formă de comportament inacceptabil. În afară de toate aceste tehnici pe care vi le-am dat de convingere și mecanisme de apărare, mai sunt unele lucruri cu care ne întâlnim, se pare, azi din ce în ce mai des. De exemplu, în momentul în care există sugestii indirecte, ele ajung să fie mai puternice decât cele pe care sunt, deci care apar directe. Pentru că omul, atunci când îi spui ceva prea direct, prea pe față, își ia niște măsuri de precauție. Pe când atunci când îi sugerezi un lucru, s-ar putea ca el să cadă în capcană și să meargă mult mai aproape de ceea ce doriți voi să faceți. Cercetările hipnotice au arătat că subconștientul preia 95% din informațiile care vin spre el. El poate recepta și poate recepționa o cantitate uluitoare de informații care apoi sunt filtrate către conștiință în funcție de ceea ce este acceptabil pentru voi din punct de vedere social sau în funcție de sistemul de gândire pe care îl aveți. Deci, important este că restul rămâne în subconștient și că mai târziu subconștientul ne creează tot felul de probleme. Imaginați-vă subconștientul ca un fel de cănți mari de gunoi pe care trebuie din timp în timp să le curățăm și trebuie să le curățăm cu furtun. Dragii mei, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni.
Vom avea și altele la fel de interesante. Vă mulțumim în continuare pentru faptul că ne ascultați, ne urmăriți cu plăcere și poate nu, cine știe. În orice caz, vă mulțumim pentru toate feedback-urile pe care le primim. Mulțumim, la revedere!